Bună ziua! Pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste credincioșii baptiști, peste Biserica Golgota, peste toți cei prezenți și, bineînțeles, peste lucrarea Institutului Teologic Baptist. Vreau să mulțumesc domnului rector Mariș, am fost deosebit de onorat pentru invitația pe care mi-a adresat-o la acest ceas aniversar. Este un moment deosebit și, bineînțeles, prezența mea este pentru a transmite un mesaj de felicitări, de apreciere pentru tot ceea ce Institutul Teologic Baptist, profesorii, cei care au susținut prin rugăciune, prin contribuții, inclusiv de natură materială, au făcut în toți acești ani. Însă, voi cer îngăduința ca mesajul meu să fie, poate, într-o tonalitate mai mică în calitatea oficială pe care ați menționat-o, care este o calitate trecătoare, cât mai ales în calitatea de cadru didactic universitar și mai ales cea de creștin. Înainte însă de a rosti un scurt cuvânt, aș vrea de asemenea să transmit salutul și felicitările fraților dumneavoastră și ei noștri, români basarabeni, creștini în Biserica Baptistă în Republica Moldova, prin mesajul de salut și de felicitări al colegului meu într-o adunare parlamentară europeană la Consiliul Europei la Strasbourg, pastor, deputat și episcop onorific, mă refer la Valeriu Ghilețchi, deci din partea Bisericii Baptiste din Republica Moldova. Acest moment este un eveniment de mare însemnătate și responsabilitate. Vorbim de 100 de ani de misiune baptistă și prin educație, una din căile prin care oamenii cresc în înțelepciune. Adevărata înțelepciune presupune a avea perspectivă biblică asupra lumii, a vedea toate lucrurile prin cuvântul lui Dumnezeu. Și educația creștină, știm asta, are și presupune un cost plătit de toți. Profesorii muncesc din greu pentru a educa, studenții se pregătesc cu efort, credincioșii susțin în rugăciune și material această minunată lucrare. Bineînțeles însă că trebuie să ne gândim înainte de orice la Biblie, la cartea care a influențat cel mai mult istoria omenirii. Educația trebuie să aibă în centru Biblia, pentru că prin educație credincioșii cunosc adevărul lui Dumnezeu, înțeleg adevărul lui Dumnezeu și aplică adevărul lui Dumnezeu. Se spune de altfel că teologia este o regină a științelor. Identitatea baptistă în credință și educație este o valoare extrem de importantă pe care aveți datoria să o păstrați și alții trebuie să ajute la păstrarea acestei valori extrem de importante. Ea a fost câștigată greu în zeci de ani de eforturi, cu greutăți și cu sacrificii, așa cum s-a arătat în filmul de mai devreme. Este o valoare, spuneam, pe care aveți obligația să o continuați până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Acolo unde se cere un galben pentru ridicarea de orașe, de castele, dați 100 pentru creșterea și educația unui copil, spunea Martin Luther. Vorbim de un moment centenar deosebit, pentru care încă o dată vreau să vă adresez felicitări. Am trecut prin mai multe momente importante de centenar în ultimii ani, unele care sunt importante ca identitate românească și pentru națiunea română, altele, și evoc doar foarte scurt, un moment care pe mine m-a atins, m-a impresionat. În august 2018 am fost invitat să particip la acel moment aniversar, tot centenar, de Biserică Creștină Baptistă în Clisura Dunării, la Moldova Nouă, la o biserică pe care o cunoașteți. Am fost extrem de impresionat să văd generațiile de credincioși români baptiști din țară sau unele generații venite de foarte departe în numele bunicilor care nu mai erau sau nu puteau să facă această deplasare din Statele Unite, din Australia sau din Canada. Iată că sunt momente importante pe care se cuvine să le marcăm. Dar pentru că în astfel de momente există un
verset care este rostit, moment de aniversare, voi face și eu acest lucru, cunoașteți foarte bine, din 1 Samuel 7:12, este scris: Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Șen și i-a pus numele Ebenezer, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Da, este un moment în care faceți bilanțul, îi mulțumiți lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea sa, pentru tot ceea ce a făcut, pentru modul în care a susținut această lucrare minunată legată de educația baptistă, de Institutul Teologic Baptist. Dar este în egală măsură și un moment în care trebuie să priviți în viitor. Și pentru viitor aș vrea să vă fac o urare creștină, plecând de asemenea de la un verset pe care îl cunoașteți din Iacov 5:16, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ceea ce vă urez eu în drumul care continuă după acești 100 de ani, într-un drum pe care veți avea în continuare pe Dumnezeu cu dumneavoastră, ca cei care educă, ca învățătorii în sens biblic, să fie acei învățători neprihăniți, a căror educație, a căror împărtășire de știință și de cuvânt al lui Dumnezeu să fie realizată printr-o rugăciune fierbinte și cu putere. Este ceea ce vă doresc ca lucrarea lui Dumnezeu să continue prin acești învățători neprihăniți ai lui Dumnezeu, care au o misiune atât de nobilă și universitară, dar mai ales creștină. Domnul să binecuvânteze această lucrare și mulțumesc pentru invitație.